Au început lucrările la cel mai dificil tronson de autostradă construit vreodată în România. E vorba despre lotul 2 al drumului de mare viteză care va face legătura între Sibiu și Vâlcea. Șoseaua care va traversa defileul Oltului prin 50 de tuneluri, poduri și viaducte ar trebui să fie finalizată până în 2028. Specialiștii în infrastructură susțin însă că trebuie să fim realiști. Șansele sunt mici ca termenul să fie respectat. Hai. Muncitorii au început azi defrișarea în zona Câineni. Este o operațiune de durată pentru că o treime din secțiunea lotului 2 este împădurită. Va mai dura câteva luni până când primele utilaje vor fi aduse în zonă. Va fi o autostradă ca în Alpi, promit constructorii turci, iar acest segment din defileul Oltului este și cel mai spectaculos. Vor fi aici 7 tuneluri, 27 de viaducte și 22 de poduri. Șoseaua de mare viteză va merge practic prin munți, deasupra râului și a drumului național. Va fi cel mai mare ecoduct care va fi realizat pe toată secțiunea, va uni undeva în zona Lazaret, va uni cei doi versanți peste calea ferată, peste DN7 și peste râul Olt. Tronsonul cu o lungime de 31,3 km va lega Boița din județul Sibiu de localitatea Cornetu în Vâlcea. Pentru această bucată de autostradă, Compania de Drumuri Naționale a semnat cu turcii de la Mapa Genghis un contract de 860 de milioane de euro. Zona este foarte accidentată, foarte aproape de noi este râul Olt și pe această zonă vom avea viaducte foarte greu de construit și lucrări multe de consolidare. Lucrările sunt complexe, însă constructorii se laudă că au mai avut astfel de provocări și că le-au făcut față. We are passing through the Carpathian, so we can say here is the most difficult part for the motorway in the Romanian. So but we are enough experience and we are enough power for to execute this motorway. Vor fi aduse aici, în mare parte, utilaje din Turcia, la fel și muncitori. Vom aduce muncitori din străinătate, vom apela și la forța de muncă locală. Există foarte multă forță de muncă calificată, au fost deja construite tronsoane de autostradă în zonă, dar, după cum știm, în general, în România este o problemă cu forța de muncă, mai ales în construcții. Lucrările ar trebui să fie finalizate până în 2028, dar Asociația Pro Infrastructura susține că deja sunt întârzieri. Sunt multe probleme birocratice pe lot. În primul rând e o problemă cu accesul în zonele unde sunt păduri, cu terminarea studiului geotehnic. Deci nici vorba să fie predată toată documentația, astfel încât să se poată executa cap-coadă. Când va fi gata, autostrada Sibiu-Pitești va avea 122 de kilometri, ceea ce înseamnă că drumul care acum se face uneori în 2-3 ore ar putea fi parcurs în mai puțin de 60 de minute.